și părinți disperați care nu ajung să afle ce se întâmplă în mod real în școală, pentru că sunt alți părinți mai șmecheri care se înțeleg ei mai bine cu profesorii și blochează. Domnule Tătaru, până la urmă, într-o formă sau alta, asta nu e un Big Brother, este pur și simplu o necesitate, nu știu în ce condiții, trebuie gândit, reglementat cu toate părțile, dar violența a crescut foarte mult în școli, chiar și actul educațional a scăzut mult în clase. Da, după cum vorbeam și știu și în emisiunile trecute, având în vedere flagelul violenței sau flagelul drogurilor, aceste camere sunt necesare. Că le propun părinții, că le propun profesorii, că le propune opinia publică din bunitatea teritorială respectivă, el ar trebui să fie, respectând GDPR-ul și neimplicarea, cum se propune în acea ordonanță, în activitatea didactică, în a influența rezultatul, eu știu, prin note al activității didactice. Cred că dacă se montează aceste camere, va trebui să avem și o monitorizare permanentă de către cineva, pentru că trebuie să o gândim și ca o prevenție. Monitorizând putem preveni anumite lucruri. Dacă stau după amiază să mă uit ce mai fost peste zi, într-adevăr, nu se mai cheamă prevenție, poate că se cheamă o intervenție tardivă sau o intervenție interpretabilă, dacă mă întrebați pe mine. Deci, dacă, într-un context al violenței, al drogurilor, aceste camere sunt absolut necesare. De cine sunt propuse? Eu știu, cred că ar trebui să existe un consens între profesori, majoritatea părinților și respectarea unor reguli de GDPR. Influențarea, eu știu, notării, iar va trebui să nu intre în aceste supravegheri.